formație ușoasă. Să fie bine. Doamnelor și domnilor, Delia Soader. Fiți atenți aici. Soader. Bună seara. Bună seara. Numele meu este Delia. Ceea ce s-ar putea spune și despre unul dintre voi. Clar. Prima glumă! O luăm așa, să zicem. Mă pricep la stand-up. Din păcate nu în cluburi foarte mari. Nici în cluburi foarte mici. Nici în cluburi. Dar în trecut mă filmam foarte des spunând texte cu voce tare prin casă. Apoi l-am postat pe YouTube. Și cam așa am reușit să fac 82 de vizualizări. Ce-i drept, nu e un număr foarte mare, dar de multe ori chiar nu rezist să-l mai văd. Domnule Cheloo, vă rog să notați, a fost prima glumă asta. Asta a fost. No, pe aia atât înainte ce a fost. Nu se pune, nu se pune. A mai fost una. A fost de intrare. Și tot făcând stand-up prin casă, am ajuns și eu la o concluzie. Un bun comediant trebuie să fie ca un dictator. Adică ambii trebuie să fie prompți în execuții. Asta ar fi a doua glumă. Aplauze! Are ceva din Steven Seagal. Ia gândiți-vă voi la Kim Jong-un. Păi ăsta dacă... Nici dacă ar fi jucat agentul 007, n-ar fi reușit să omoare atâția oameni. Corect? Da. Chiar mi-ar fi plăcut să fiu dictator. Cred că e mai ușor decât actriță. Ce ziceți, doamna Pitănescu? E mai ușor? Ce simpatică! Să zicem. Eu cred că asta ne lipsește în primul și în primul rând, dictatura. Înainte, pe vremea dictaturii, oamenii nu aveau voie să facă absolut nimic. Și cred că asta ne cam lipsește și în ziua de azi, dictatura. Oamenilor chiar le place să nu facă absolut nimic în ziua de azi. De asta au ajuns la... Lasă-o în pace! Lasă-o în pace! Te-ai destabilizat un pic, te-ai emoționat un pic și ăsta este motivul pentru care în decurs de aproximativ 8 secunde ai avut 4 bâlbe. Hai să respirăm un pic, hai să dăm un rând de aplauze. Da, da, așa este. Bravo! Și să continuăm. Da. Deci spuneam că nouă ne lipsește dictatura în ziua de astăzi. Oamenii în dictatură nu aveau voie să facă absolut nimic. Iar românilor le cam place să nu facă nimic. Cam așa au ajuns până la 45 de ani fără să facă absolut nimic. Da. Realitate. Dar nu e glumă. Din păcate e realitate. Aș fi fost foarte dură ca dictatoare. În primul rând aș fi impus ca toată lumea să citească pe săptămână măcar o carte. Pur și simplu aș lăsa lumea să citească, doar așa ca să fiu o dictatoare iubită. Știu, în ziua de azi să pui lumea să citească e ca și cum ai pune niște oameni fără picioare să poarte papucii cu puf. Wow, wow. Oameni fără picioare să poarte papuci cu puf? Mamă. Deși, decât să pui să porți papuci cu puf, mai bine să n-ai picioare. Mă rog. Și se uita doamna Ludica. Te vrei doi? Era așa. Și te vrei trei. O să vă surprindă, dar eu chiar sunt de acord cu căsătoriile între persoanele de același sex. Da. Da, da, o să vă surprindă. Și aici mă refer la toate persoanele de același sex. Adică mic. Sub 12 cm vă luați între voi. Iau! Aoleu! Asta e a treia glumă. Vă mulțumesc! Fuck, de cap. Măi, Mihai, să ai pățit ceva? Te simți... În ultimul timp am avut foarte mari... Mă bâlbâi? Foarte mari, exact, revolte apropo de niște exagerări dintre astea care țin de political corect și așa mai departe. Da. La mine mi se pare că undeva în textul tău se regăsește o chestie care, uite, până și pe mine mă deranjează și anume momentul în care se fac glume despre persoanele care au un penis foarte mic. A vorbit de mine cineva? Pentru că în momentul în care se fac glume despre persoanele care au un penis foarte mic, incorectitudinea acestei chestii vine din faptul că persoanele respective nu au avut nicio opțiune în acest sens. Acum a ieșit de noroc, ce vrei. Nici eu n-am la sâni, dar asta e viața. Adică Îți dă sau nu-ți dă? Nu poți să te superi că nu ți-a dat. El are foarte mare dreptate. Eu, personal, mie milă, din milă și din respect, eu n-aș putea să fac glume despre persoanele cu handicap. Eu nu pot. Nu pot. Deci nu e nimic de râs. Eu n-aș putea să fac asta. Considerați penisul sub 12 un handicap? Doamne, cu penisul am înțeles că sunt situații că se poate repara treaba asta. Cred că e mit. Nu e. Spune un deget. Nu e, mă. Se poate. Se trage din abdomen. Nu. Sunt alte metode. Now we're back to pain. Now we're back to pain. Oh, what's it doing again? Remember, you can never unsee this. Oh, it doesn't look good. Înțelegeți? Se poate? Care... Cum? Ți-am zis? De ce nu mai crezi? Trebuie să spună doamna Odica Popescu-Bitenescu ca să mă crezi? Sunt un profan. Cine v-a pus să deschid gura? Deci nu e nimic de râs. Degeaba zâmbești așa. Haiți, îmi place unde... În mine s-a născut speranța. Asta e... Ai, nu mai face pe nebun aici, că nu te crede nimeni. El mă crede. Eu nu mă pot angaja în această discuție periculoasă. Da, nu. Hai să trecem peste... Să trecem la tine. De unde veniți și de ce? Locuiesc în București, mă numesc Soader de la Elena, am 25 de ani, sunt actriță. Și... E actriță, a zis? Da. Și prezența mea în această seară, pur și simplu am vrut să mă distrez. Actriță de comedie, bănuiesc. Da. Da. Te-a deranjat că am tăcut când m-ai întrebat ce ziceți, doamna Bitenescu, ce părere aveți? Că am avut senzația că asta te-a încurcat foarte mult și a început să te pur și simplu emoțiile, atâta. Emoțiile s-au simțit că au fost foarte mari. Mi-a plăcut însă frazarea ta și dicțiunea ta. Adică niște calități ai. Niște calități ai. Nu se spune asta? Deci asta mi-a plăcut, trebuie să spun lucrul ăsta. Da, doar că, din păcate, numărul nu a fost amuzant. Mă, ce-i drept, ce-i corect, e corect. N-a fost amuzant. Ok, frazare, ok, dicție, dar nu prea s-a râs. Ghilotina umorului românesc. Să știi că epava umorului românesc a ieșuat pe o limbă de nisip extraordinară în această seară. Eu sunt cel mai fericit din platou. Pentru mine arta rămâne artă, indiferent dacă stârnește sau nu zâmbete. Arta rămâne artă. Doamne, dacă aș fi avut memorie. Bun. Am votat. Am votat. Le vedem în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc pentru atenție.